Bună seara și bine v-am regăsit. Numele meu este Anda Păunescu și am deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră în această seară. Alături de mine, în platoul EMI-TV, este fostul viceprimar al municipiului Târgu Jiu, Adrian Tudor. Bine ați venit la noi în platou! Vă mulțumesc pentru invitație. Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor. Am ales să-l invit pe domnul Adrian Tudor alături de noi în această seară pentru că este implicat în foarte, foarte multe activități culturale și vreau să ne axăm pe această sferă și să vorbim în această seară despre evenimentele pe care dumnealui le organizează constant. Sunteți implicat în diverse activități culturale, așa cum precizam înainte. Spuneți-mi ce vă determină să vă implicați atât de atent în viața culturală a Corjului și în special a Târgu Jiului. Cred că fie contează de modul tău de a fi. Eu nu mă hrănesc cu evenimentele culturale, îmi place, mă relaxează, merg la vernisaje. Dacă nu ajung la un vernisaj, merg să văd expozițiile în liniște. Lucru pe care îl recomand tuturor, pentru că arta este una din bucuriile pe care le avem pe pământ și la Târgu Jiu ne putem mândri cu artă de bună calitate și cu ceea ce realizează Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Târgu Jiu, și expozițiile care sunt organizate atât de Muzeul de Artă, Muzeul Județean sau la galeriile artiștilor plastici din Târgu Jiu. Spectacolele de teatru și nu numai. Iată, ultimul exemplu pe care îl avem este ceea ce s-a întâmplat în ultimele 48 de ore. Este vorba de festivalul Lavandine, la binecunoscuta plantație de lavandă de la marginea Târgu Jiului, în localitatea Polata, localitatea componentă Polata, așa cum este cunoscută. Este un concept de manifestare culturală de suport, se numește. De ce? Organizând un eveniment cultural sau mai multe în cadrul unui astfel de festival, aduci oamenii care iau contact cu producătorii și meșterii din zonă și pot să cumpere și astfel să susțină producătorii, să susțină meșterii invitații la acest eveniment. Și profitând de ocazie, vreau să vă spun că ce au putut oamenii ieri să găsească la acest festival al lavandei. Produsele realizate de Ana Neagu, proprietara acestei plantații de lavandă, o gamă foarte largă de produse pe bază de lavandă, marea majoritate sunt, sau poate chiar toate sunt handmade, sunt realizate de ea, de la săpunuri, uleiuri, arome, decoruri foarte interesante care, repet, se bazează pe floarea de lavandă. De asemenea, două tinere, Maria și Dorina, care au o afacere, se numește Umur. Este vorba de cei care ți inscripționează nu doar tricou, dar tricou e cel mai cunoscut produs cu diferite desene, diferite schițe care sunt prin concept atribuite unor artiști. Deci putem să spunem că îmbrăcăm un tricou care are semnătura unui concept artistic. De asemenea, foarte căutate produsele pe bază de trandafiri, siropuri și dulcețuri de trandafiri. Georgiana, care are o plantație în județul Gorj, vine iată și în acest an și reușește să încânte oamenii prezenți acolo cu produsele sale, o afacere de familie care trebuie susținută. O stupină, Ianis, de la Rovinari, o familie minunată care lucrează, au pasiunea asta și oferă produse de calitate. Am avut de asemenea doi meșteri populari, doamna Vasilica Valentina Gheorghe de la Bălănești cu scoarțe oltenești, a venit acolo cu gherghefu
Și a fost o idee bună pentru că au avut șansa copiii să se așeze și să lucreze, să vadă cum se poate realiza un covor oltenesc tradițional, care este un brand al Olteniei de sub munte, al Gorjului, și care trebuie susținut. Covorul oltenesc se vinde și foarte bine și nu numai în țară. Nicolae Rotaru, un cioplitor care întotdeauna vine cu o poveste când prezintă un produs pe care îl realizează, că e vorba de un stâlp tradițional, că e vorba de module ale coloanei fără sfârșit ale lui Brâncuș sau de alte forme venite din cele mai vechi timpuri. Citește foarte mult, este și ei foarte exotic, așa ca foarte pitoresc, o barbă albă mare, domnul Nicolae Rotaru. Aici vreau să mulțumesc Școlii Populare de Artă că îi susține pe meșterii populari și că ne-a ajutat să avem astfel de... să avem doi dintre meșterii populari la Târgul de Lavandă. Foarte important, pentru prima dată a ieșit în lume tot o poveste frumoasă a unei doamne, Laura Manea, care redă sau dă viață mobilierului vechi. Îl vopsește, îl pictează, îl pune în valoare altfel încât atunci când nu-ți mai vine să te mai desparți de un corp de mobilă care poate are zeci de ani, încurcă prin casă, va prinde viață. Le Charme se numește povestea aceasta cu mobila care e readusă la viață. Toți sunt producători de aici. Sunt un exemplu de bună practică, trebuiesc susținuți, nu doar prin astfel de evenimente. Acest eveniment a fost organizat cu finanțarea ADER, Asociația Educație, Democrație, Respect, președintele Sorin Ghimiș, și Asociația Club Rotary Târgu Jiu. Ei au susținut financiar evenimentul, concertul, mă refer, toată infrastructura pentru acest concert. Banii din donații care s-au strâns vor merge într-un alt proiect, vor merge în achiziționarea de rechizite și ghiozdane pentru copiii care nu au posibilități în toamna acestui an. Foarte important, spuneam, acest exemplu de bună practică pe care trebuie să îl încurajăm, al producătorilor locali, al brandului local. Eu cred în șansa Gorjului și nu numai, dar în special a Gorjului și a Olteniei de sub munte, că singurul drum pe care poate să meargă este cel al turismului cultural. Târgu Jiu, Gorjul are peste 24 de mari obiective situri, mari obiective turistice. Aici, când spun asta, nu mă refer doar la ansamblu Brâncuș, e vorba de case memoriale, cule, mănăstiri, peșteri care pot fi vizitate. Iată, ușor, ușor apar astfel de locații, o plantație de lavandă unde merge, afli cum se vinde, cum se produce lavanda. Că vorbim de o plantație de mure, cum are Ionel la Țicleni, că vorbim de zmeură, apare în zonă, că vorbim de trandafiri. Deci toate astea aduc turiști. Eu încerc să le ofer consultanță și să le explic că orice astfel de pasiune trebuie să aibă un magazin. Acel magazin trebuie să fie și el obiectiv turistic. Deci e un concept nou în România, însă unde mergem în lume? De exemplu, am vizitat China. În sudul Chinei, pe insula Hainan, se realizează foarte multe produse, este insula cocosului, muncii de cocos. Acolo intri în fabrică, vezi ce se produce din cocos și vezi imagini în permanență, nu te plimbă normal printre muncitori. E un centru de informare, vezi filme despre, vezi istoria, e ca un muzeu. Ai ieșit din acest muzeu unde afli povestea respectivă, a produsului respectiv și ești introdus automat în magazin. Și nu pleacă nimeni fără să nu lase banii acolo. Și ăsta trebuie să fie scopul nostru și la Gorj. Să le scoatem banii din buzunar turiștilor. Să-i lase aici. Și asta înseamnă că trebuie să fim pregătiți cu produse de foarte bună calitate,
orice produs pe care îl dăm să fie însoțit de o poveste, pentru că omul când merge în concediu, draga Anda, vrea să-și facă 1000 de selfie-uri și 1000 de fotografii în locații inedite și vrea să afle cât mai multe lucruri inedite, atunci când revine acasă să povestească, să aibă ce să povestească. Dar și ce arăta. Și ce arăta, cu siguranță. Să se laude cu ceea ce a văzut. Toți facem așa și e normal. Chiar dacă merg la mare, tot caut să văd un muzeu în zonă. Chiar dacă merg pe litoralul românesc, caut să văd un muzeu sau o mănăstire, să mai aflu o poveste, să mai am o informație în plus cu care mă întorc acasă. Deci lucrurile astea, repet, suntem condamnați cu ghilimele de rigoare să mergem pe acest drum al turismului cultural, avem ce să arătăm, nu trebuie să inventăm altă roată la Târgu Jiu. Pe mine mă amuză când îi aud pe tot felul de politicieni, că nu reușesc să fie oameni politici, din păcate, când vorbesc și vin ei cu tot felul de idei din astea, cum o să facă aeroporturi, o să lanseze nave spațiale de la Târgu Jiu, o să facă. Doamne, lucrurile sunt simple. Cea mai avantajoasă industrie în momentul de față, ca investiție pe care poate să o facă o autoritate locală într-un parteneriat, este turismul cultural. Toate sondajele și studiile făcute de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană, ne arată că la un euro investit într-un proiect cultural turistic, într-un an de zile recuperezi 7 euro. Deci ai mulțit un euro cu 7. Creezi locuri de muncă, bineînțeles că ajuți și pe orizontal o serie întreagă de producători, pentru că atunci când apare turistul într-un număr foarte mare, apar și producătorii de suveniruri, se vând și produsele locale, actul cultural crește, pentru că turiștii, dacă vin și rămân o noapte, două, trei în Târgu Jiu, vor să vadă ceva. Eu am fost adeptul și sunt adeptul ca să scoatem cultura în stradă. Expoziții în stradă. De asta, anul trecut, am vrut să facem acest festival al lavandei. Îmi plac spațiile astea neconvenționale, să ducem muzica de bună calitate. Nu vă ascund că mi-am dorit să ascult o muzică de bună calitate, o muzică clasică într-un decor de bas. Oricine și-ar dori. Adică e un tratament pentru suflet. Și mă bucur că ieri au fost peste 200 de oameni care pentru o oră și jumătate au uitat de orice grijă. M-am bucurat să fiu prezentă la eveniment și vă mărturisesc că, într-adevăr, locul este unul de bazm și atmosfera a fost una de bazm. Și pentru că am ajuns în această zonă, și anume a turismului și a lipsei de promovare în ceea ce privește județul Gorj, am să vă întreb, avem atât de multe locuri cu foarte mult potențial turistic. De ce credeți că oamenii totuși încearcă până la urmă să dezvolte ceva? Și am observat și ați dat dumneavoastră exemple în anumite zone. Cum este Ionel, care a făcut ceva sub munte? Cum este Ana, care a încercat ceva inedit pentru județul Gorj? De ce credeți că totuși mai marii de la conducerea județului nu se ocupă de promovarea acestor puncte turistice? Păi, asta vă spun din experiență și cred că putem face un tratat pe care să-l predăm și să-l prezentăm lumii. Ce se întâmplă în România în general, da? Vorbim de Oltenia de Sumânte, vorbim de Gorj, de Târgu Jiu în mod special. În primul și în primul rând, nu trebuiesc lăsați primarii, viceprimarii și consilierii să vină ei cu ideile lor, că nu sunt pregătiți în domeniu. Eu, Adrian Tudor, când am fost viceprimar și am avut să răspund despre cultură și turism, primul lucru, vreau să mă credeți că m-am dus și am făcut cursul de director, de manager de Centrul Național de Informare și Promovare Turistică. Pentru că am vrut să înțeleg ce îmi spun colegii pe care îi aveam acolo. Am vrut să înțeleg repede ce trebuie făcut și cum să facem acest lucru. A fost un avantaj. Dar cu toate acestea, n-am făcut decât să vin și eu uneori cu ideile mele, dar să-i consult. Pentru că specialistul trebuie să fie așezat la locul său. Am angajat atunci, țin minte, agent de turism, care a fost mutat acum de la direcția asta de turism, de la Centrul Național de Informare Promovare Turistică, care a fost desființat, din păcate, a fost mutat la direcția de fond locativ sau la parcări. Adică, dom'le, faci un concurs, angajezi un funcționar
anumită pregătire, pentru că ai nevoie și, și îl iei la primărie și, pe urmă, nu te mai interesează pregătirea lui, nu te mai interesează că statul român a investit în a-l, a-l pregăti și a deveni specialist într-un domeniu și îți bați joc și îl duci, nu știu, pe la ce birou, unde pierde și el, pierde și comunitatea, toată lumea pierde. Dar revenind, în ecuația asta sunt mai multe componente. Autoritatea locală, operatorii de turism sau cei care trăiesc din, din turism, și aici când spun acest lucru mă refer la proprietarii de pensiuni, la proprietarii de hoteluri, la cei care, iată, fac astfel de, de investiții, cum, și dăm exemplu cu, cu lavanda, câmpul de lavandă, și specialiști, organizații non-guvernamentale, care au un rol foarte important. Ce poate să facă o primărie? Vă spun până unde am mers și ce am reușit să fac. Am făcut un centru național de informare turistică pentru a le pune la, la dispoziție o echipă de oameni ghizi, agent de turism, operator de turism, pe care să-i aibă la dispoziție. Am avut discuții cu proprietarii de pensiuni din Târgu Jiu care spuneau atunci că nu pot să aducă grupuri, de exemplu, pentru conferințe, pentru că n-au sală de conferințe. Și am zis, bun, perfect, facem noi o sală de conferințe dotată cu tot ce trebuie pentru 40 de locuri la centru de informare turistică și pe care o veți folosi gratuit. Interesul e al orașului să, să câștige. Ce n-am reușit niciodată, de exemplu, și discutând foarte mult cu proprietarii de hoteluri, de pensiuni, n-am reușit să facem un pachet turistic. Vedeți noastră, există Bucovina și acolo vedem Crăciun în Bucovina, Crăciun sau în Maramureș, Crăciun în Maramureș. Te duci și ții 7 zile cu... Nu, la Târgu Jiu și la, în Gorj nu se întâmplă acest lucru. De ce? Pentru că în mare parte ei beneficiază de turiști. Deci au. E adevărat că trăim... E o localitate lângă Târgu Jiu cu peste 40 de pensiuni, o comună, nu vreau să dau numele, dintre care nu funcționează 15. Au fost făcute pe fonduri pensiuni care sunt transformate în case particulare. Deci aici statul a avut o scăpare. I-au lăsat pe unii să se joace cu banii de la Uniunea Europeană prea lejer. Nu mi se pare normal. Acele pensiuni trebuiau să creeze locuri de muncă, da? Sau cel puțin să hrănească familiile respective. Le fac pentru 5 ani, își taie niște facturi și e o problemă nu doar la noi, e o problemă națională. Asta am văzut și în presa națională, relatate aceste lucruri. Bun. Ce mai poate să facă o primărie? Dar cu mențiunea că niciodată o autoritate locală să nu facă nimic până nu se consultă cu operatorii în turism, cu beneficiarul direct. Lipsește munca în echipă? S-a reușit, dar se face acea asociație, de exemplu, acasă la Brâncuș. Noi am, la nivelul județului, unde sunt și Consiliul Județean și primării, sunt asociații acolo, sunt proprietarii de hoteluri, de restaurante din județul Gorj. Eu am cerut atunci și am susținut ca această asociație să nu fie condusă niciodată de cineva din cadrul autorităților, din primării sau să fie condusă, să fie un președinte din rândul lor al mediului privat din turism și cred că am făcut bine și lucrurile au evoluat bine. E adevărat că de un an și ceva nu vedem nimic. De ce? Pentru că pandemia asta a oprit totul. A oprit târguri de turism, a oprit turismul, a oprit toată economia. Dar ușor, ușor trebuie să fim pregătiți și trebuie să ne relansăm. Ce am făcut atunci? Am făcut o aplicație, de exemplu, Târgu Jiu Info. Sper să mai funcționeze și să fie updatată așa cum era. Am luat modelul, am întrebat, în România vorbeam colegi, hai să luăm niște exemple de bună practică și hai să luăm unul din Europa și hai să luăm unul din România. Din România am ales în final la fi Oradea Sighișoara, era aceeași firmă care făcuse, și din Europa Viena, firma care făcuse și în Viena și la Oradea și Sighișoara și mai au și în alte orașe. Și a fost un firmă austriacă, un preț de aproape 6 ori mai ieftin decât ceea ce oferise o firmă din România care nu avea palmaresul
Dar probabil că firma din România a învățat să ceară mult ca să aibă unde să dea. Ori aici nu le-a cerut nimeni să dea nimic austriecilor și lucrurile au evoluat bine. Deci asta am făcut, asta putem să întreținem. Ce mai poate să facă o primărie? Poate să are obligația ca infrastructura să o mențină, infrastructura turistică, adică să fie bine marcate punctele de turistice, să facem către hoteluri săgeți direcționale, să ajuți pe online în permanență, să faci materiale de prezentare și acest lucru l-am reușit, să nu mai facem din banii noștri, a dumneavoastră, ai mei, ai colegilor și ai cetățenilor din Târgu Jiu. Și unii spuneau la un dat taxa Tudor, dar e o taxă de vizitare a Târgu Jiului pe care am impus-o, 1% din valoarea facturii, așa cum plătim și noi oriunde mergem în această lume. Banii respectivi se duc în promovare. S-au strâns în 2019 ultimele date care le aveam și pe care le putem lua de referință, că 2020 a fost un an greu, s-au strâns 1 miliard și vreo 300 de milioane lei vechi, ceea ce contează foarte mult. Îți asigură o participare onorabilă la cele două mari târguri de turism din România, care sunt internaționale, și de asemenea materiale de prezentare pe care le poți, hărți în primul rând, pe care le dai tuturor hotelierilor, le pui în restaurante gratuit. Cum se întâmplă în străinătate, dar la momentul actual, când vorbim de Târgu Jiu, vorbim de un oraș în care dacă îți dorești un magnet cu brâncuși, foarte greu îl găsești, vorbim de un oraș în care nu ai de unde să găsești un material de prezentare, pentru că nu prea există aceste materiale de prezentare. Vorbim de foarte puține obiective bine marcate, așa cum dumneavoastră precizați anterior, și nu numai în Târgu Jiu se întâmplă lucrul ăsta, ci în întreg județul, pentru că mergem la Baia de Fier, loc care până la urmă este în cartea recordurilor datorită hamaților puse între cele două stânci, un loc total nemarcat. Vorbim de Rânca, care până la urmă este o stațiune superbă, dar infrastructura rutieră lasă de dorit, tot ce se întâmplă acolo de altfel lasă de dorit. Sunt foarte, foarte multe obiective. Lipsă de viziune din anii 90. Nu se poate, în loc să faci pârtii de schi pe munte, tu să faci cabanele acolo și hotelurile. Nu se poate. Fără noi, mă. De ce? În toată Austria, de ce merge turismul în Austria sau în Elveția sau în Italia, în Alpi sau în Franța? Pentru că aia nu s-au apucat să-și urce hotelurile pe munte, au făcut pârtii, domenii schiabile, unde te urci de jos de la bază. Vă dați seama ce însemna pentru novaci, pentru Baia de Fier, ca toate hotelurile și pensiunile să fie jos acolo? Dar oare este vina omului? Pentru că până la urmă unde nu-i cerere, nu-i ofertă. Sigur că sunt, este vina omului. Sunt oamenii foarte comozi. Este vina celor care au condus județul și și-au făcut primii pe acolo cabane, că au zis că e maxim în viața lor să-și facă o cabană la lângă. Chiar pe pârtie. Chiar pe pârtie. Așa, după ce și-au făcut cabane și-au dat seama că n-au apă, n-au canalizare, dar au zis, a, mă, nu mai contează și așa, noi suntem de la țară rău de tot și ne ducem în spatele cabanei, nu mai avem nevoie. Și așa au făcut toți pe modelul lor. Da. Acum sunt câțiva operatori, jos pălăria pentru ei, care au spălat rușinea, să spunem așa, acolo. Într-adevăr, revenind la ceea ce spuneai, lipsa marcajelor, aia e treaba autorităților locale, este o lege. Da? În Târgu Jiu, vedeți că fiecare colț dai cu capul într-un indicator spre Brâncuș. Dar e adevărat că suntem în secolul 21 și device-ul ăsta, telefonul ăsta mobil, nu se mai uită nimeni după indicatoare. Totul e accesibil aici, te duce imediat. Aplicația pe care am făcut-o, Târgu Jiu Info, care poate fi descărcată gratuit, este, îți oferă să-ți alegi un obiectiv turistic, citești despre el și când l-ai accesat, ți-a și apărut harta, rutele până la obiectivul respectiv, cât faci până acolo și așa mai departe. Dar, repet, foarte important este ca să vorbim aceeași limbă, nu trebuie să fie chemați operatorii de turism, ONG-urile care se ocupă cu promovarea, să fie chemate la primărie sau la Consiliul Județean și să le se spună, bă, faceți așa. Nu. Trebuie să fie chemați și ascultați. Ei știu ce se întâmplă. Dacă vorbești cu un
proprietari de agenții de turism din Târgu Jiu care participă la târguri de turism, te învață ce ai de făcut. Dar trebuie să ai puterea de a asculta. Lipsa de pregătire profesională se vede. Se vede și mai e o hibă în România. Spun asta mereu. După anii 90, cei care au, marea majoritate a celor care au ajuns în funcții, din momentul au zis, domnule, dacă eu sunt aici, înseamnă că eu știu totul. Corect. Nu. Un om politic este cel care gestionează resursele. Nu le direcționează el unde crede că e bine. Nu. Trebuie să te întrebe. Dragă Anda, pentru media, promovare, cum să faci? Ce bani? Cum? Care-s proiectele? Da? Nu să spună tu e atât, tu atât, acolo băgăm. Este doar atât face. Un om politic, un administrator al unei urbe, al unui județ, administrează, gestionează resursele. Da. Aici întâlnim diferența între un șef și un lider. De cele mai multe ori, așa cum dumneavoastră spuneați, cine ajunge pe funcție, ce gata, le știu pe toate. De multe ori, cred că consilierii de lângă sunt cei care dau tonul. Iar, într-adevăr, liderul coordonează activitatea. Dar omul pregătit în domeniu e cel capabil să ia o decizie pertinentă, consider eu. Iar în zona turismului, la nivel local și județean, din punctul meu de vedere, lucrurile nu se mișcă neapărat bine. Vorbim de Brâncuș, vorbim de un oraș cu tradiție, un oraș cu un extraordinar de mare potențial turistic. Dar, repet, lângă coloana infinitului nu avem de unde să achiziționăm un magnet. Nu avem un centru de informare unde să întrebăm ceva. Da, Centrul Național de Informare Promovare Turistică de la Târgu Jiu a fost desființat de actualul primar și viceprimarul pe domeniul respectiv. A fost făcut acolo direcția de parcări. Deci Târgu Jiu va avea un viitor clar. Va fi orașul parcărilor. Cine credeți că ar trebui să vândă magneți de frigider? Primăria sau un privat? Trebuie să fie un business sau să fie o treabă a primării? Cred că ar trebui să fie, de ce nu și un business, dar totodată văd și o inițiativă a primăriei. Pentru că, până la urmă, niciun loc în care mergem nu găsim un singur magazin de magneți. Sigur că da. M-am întrebat asta când am ajuns în poziția de viceprimar în 2015. Și mi-am dat seama că primăria a făcut un magazin de suveniruri. Și se întâmplă în multe localități din țară. Deci a reușit, nedorindu-și acest lucru, să monopolizeze, de fapt, piața de suveniruri din Târgu Jiu. La primărie lucrează funcționari. Funcționarul începe programul la ora 8 și pleacă la ora 4. Sâmbăta și duminica are liber. Privatul, în schimb, își face programul așa fel încât să-i meargă business-ul. Și un astfel de business al industriei sau al vânzării de suveniruri, în general, este un business de familie. Adică omul respectiv are niște calcule și spune, băi, eu trebuie să fac pe zi 300 de lei vânzare. Da, un exemplu. A făcut 300 de lei vânzare, a plecat acasă. Funcționarul care stă la magazinul primăriei știe că trebuie să deschidă la 8 ca să închidă la 4. Trece luna întinde mâna. Și nu pot fi condamnați. Da? Corect. Pentru că nu li se cere să facă mai mult. Sau sunt puși să facă ceva ce nu e nevoie să facă. Primăria ce trebuie să urmărească? Trebuie să urmărească ca prin orice material care se face de promovare să nu se aducă atingeri imaginii obiectivelor turistice și imaginii orașului. De asemenea, să găsească variante de a ajuta producătorii să realizeze albume, să realizeze materiale informative, da? Pentru că putem trezi oricând cu, eu știu ce, broșură făcută de nu știu ce ONG-ul, care vrea să facă un lucru bun și ne trezim că citim acolo că, nu știu, Ecaterina Teodoroiu n-a murit pe front. Sau s-a întâmplat altceva. Trebuie să urmărească primăria lucrurile astea, administrația publică locală, prin specialiștii săi. Aici există un centru Brâncuș, Centru de Cercetare, Documentare, Promovare Constantin Brâncuș.
ei trebuie să urmărească atunci când apare o lucrare despre Brâncuș. Reușesc în mare măsură să facă lucrul ăsta. Dar normal că nimeni nu este obligat să le ceară punctul de vedere. Și de-aia mai apar tot felul de lucrări din astea care te iei cu mâinile de cap, tot felul de părerologi, brâncușologi de scară de bloc. Și poți să citești, te apucă râsul. Dar, în fine, e grav că ajung pe piață lucrurile astea, știți? Corect. Și e vorba de Târgu Jiu și e vorba de ansamblu de la Târgu Jiu. Pentru asta am făcut un consiliu științific lângă acest centru de informare, de acest centru de cercetare Brâncuș. Am făcut un consiliu științific, 14 specialiști, începând cu Doina Lemni, care a fost curatorul atelierelor Brâncuș de la Georges Pompidou de la Paris, academicieni, regizori de film care au făcut filme documentare, brâncușologi care au scris o serie întreagă de lucrări despre Brâncuș. Și atunci când venea cineva și propunea un proiect editorial sau venea cu un proiect pentru un film documentar, venea la mine și mie putea să-mi amințile așa, că eu fiind om politic eram poate mai ușor de influențat când venea și îmi spunea, uite domnule, să facem un film și la sfârșit dăm cu artificii și o să fie nebun și scriem și numele dumneatale la final ca să apare acolo. Nu se practică. Nu, eu zic, domnule, nu vorbiți cu mine, eu sunt viceprimarul care urmăresc să dăm niște hotărâri de consiliu, să asigurăm fonduri, vorbiți cu cei de la Centrul Brâncuș. Și bineînțeles că ți-i puneai în cap pe ăștia, că acolo oamenii respectivi care știau cu ce se mănâncă povestea asta, îi dădeau stop, joc. Ce spui aici e fals. Lucrurile nu au stat așa, adică nu putem susține un proiect editorial așa. Eu am trăit, mi-amintesc unde mă amuză lucrul ăsta, m-am ocupat de restaurarea mausoleului Ecaterinei Teodorei. După 83 de ani am reușit să-l punem într-un proiect de restaurare totală, s-a săpat de jur împrejur, infrastructură, structură și așa mai departe. Și am refăcut acea cruce de bronz din față, acea cruce care a fost făcută tot de Milița Petrașcu în 1935, fusese luată de comuniști, de Partidul Comunist, cei care decideau la momentul respectiv. Nu știu care. Unii spun că, domnule, nu suportau ăștia biserica, crucea, mai știu eu ce. Eu știu că ăia erau oameni citiți și au știut ce ridică de acolo și au valorificat-o ca lucrare de artă. Da, trecem peste, nu mai are importanță. Ei, am zis, dacă tot refacem acest mausoleu, haideți să refacem și acea cruce de bronz pe care să o așezăm acolo unde a vrut-o Milița Petrașcu, cea care a sculptat acest mausoleu. Am căutat în Arhivele Naționale, s-a găsit imaginea în detaliu cu cum arăta crucea, ce existau, ce simboluri existau pe ea. A fost refăcută, bineînțeles, cu un aviz al Ministerului Culturii, cu specialiști și așa mai departe. Și mă trezesc sunat într-o zi de un domn care s-a chemat a fi jurnalist de pe la Mureș, că de ce am pus eu crucea aia acolo? Și domnule, n-am pus-o, eu a pus-o doamna Milița Petrașcu. Dânsa. Cea care a proiectat. Da. Și m-a întrebat că cum dă de dânsa ca să îi explici. Și cred că la Belu, la București, la cimitir. În fine, dar omul la care nu era informat a făcut un întreg serial într-un ziar din ăsta de circulație în Mureș. Am găsit pe internet despre povestea asta, că ne-am permis noi să punem. I-am dat oficial un răspuns. Domnule, n-am făcut decât să readucem adevărul în fața oamenilor, să reconstituim adevărul istoric și să întregim această operă de artă, să vă arate ca atunci, la 1935. Deci vedeți că circulă liberi foarte mulți care își dau cu părerea, din păcate. Eu nu-mi permit. Am învățat ca să mă feresc de a mă entuziasma când vine cineva. Au venit oameni care au venit și au spus că donează orașului lucrări de artă, mă rog, poveste chiar și cu bustul ăsta lui Eminescu, care a fost acum dezvelit la Târgu Jiu, întreagă epopee. Dar nu e nici cadrul, nici momentul să discutăm despre acest aspect. Trebuie să
te ferești, să lucrezi cu specialiști. Dacă lucrezi cu specialiști, specialiștii nu te pot lăsa să greșești atunci când vrei să faci ceva bun. Pentru că e vorba aia, zice că drumul spre iad e pavat cu bune intenții. Și riști să greșești dorindu-te să faci bine. Suntem în an bicentenar și la Târgu Jiu s-a serbat cumva, s-a comemorat Revoluția de la Padeș, un eveniment controversat. Părerile au fost împărțite în ceea ce privește piesa de teatru, măreața piesă de teatru, în care s-a investit o sumă considerabilă. Vreau să știu părerea dumneavoastră despre această piesă de teatru și credeți că s-a ridicat la măreția domnului Tudor Vladimirescu? Greu să ridici ceva la măreția lui Tudor Vladimirescu. Vă spun sincer, pentru prima dată spun public acest lucru. Nu am mers să văd piesa de teatru tocmai pentru că nu am vrut să ajung să spun un punct de vedere despre această poveste. Eu, în general, nu comentez actul artistic, acolo este viziunea regizorului, are libertate absolută. Discutăm și pot să-mi spun un punct de vedere legat de ceea ce s-a întâmplat ca primărie, care a dat banii, și aici primarul Romanescu a spus că, dom'le, cât au nevoie, atâta le dăm. Trebuie să facem o mare piesă de teatru Tudor Vladimirescu. Ok, sunt de acord cu dumneavoastră. Și după aceea, când a apărut scandalul că au fost prea mulți bani dați, a zis, eu le-am dat 6.700.000, dar n-am crezut că o să-i cheltuiască pe toți. Și eu fi dat să-i păstreze. Zic, bă, mi-i dați mai în toamnă, că-mi trebuie, nu știu, pentru dat de țânțari. Suma este foarte mare, într-adevăr. Eu fac comparație. Ce aș fi făcut eu? Nu cred că m-aș fi dus către o astfel de piesă de teatru accesibilă doar unui procent redus din populație, pentru că, totuși, din ce am citit și cronicile și articolele, n-a fost o operă ușoară pusă în scenă. Greu de înțeles de oamenii de rând, de copii în primul și în primul. Făceam o piesă de teatru accesibilă tuturor despre Revoluția lui Tudor, care să se joace an de an pentru, și pentru elevii de liceu, dar și cu banii ăștia, 6.700.000, mai vedeam ce mai au de la Consiliul Județean, mai vedeam de unde mai găsesc niște fonduri și cumpăram Casa Moangă Frumoșanu, unde a stat Tudor Vladimirescu, și făceam Muzeul Național Tudor Vladimirescu, sau Muzeul Național al Revoluției de la 1821, în an bicentenar. Adică la 200 de ani, ăsta era proiectul generației noastre. Dom'le, am făcut muzeu. La 200 de ani, Tudor Vladimirescu nu are un muzeu în România. Făceam acest muzeu și în următoarea 100 de ani, lumea spunea, dom'le, uite, la 200 de ani ăștia au făcut muzeu. Un muzeu. Rămânea ceva în urma noastră. Pentru că la 100 de ani, când a fost centenarul, clasa politică de atunci a gândit să facă un eveniment de marcă și au adus acasă o semintele, trupul, de fapt, ale Caterinei Teodorescu. A fost înmormântată în pământul natal chiar în ziua în care se sărbătoreau, se comemorau 100 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu. Au făcut ceva atunci. S-a făcut un comitet național, a fost un congres național al istoricilor la Târgu Jiu. Inițiatorii cei care au ridicat statuia, comitetul de inițiativă al statuii lui Tudor Vladimirescu de aici, au predat atunci statuia Târgu Jiului. S-a vorbit mult, s-a scris mult despre centenar. La București au fost o serie întreagă de manifestări. Chiar uite, că mi-am amintit acum, am găsit pe pagina Târgu Jiu Odinioară, pagina de Facebook, o fotografie de la centenarul Revoluției lui Tudor, unde apare familia regală și era o acțiune din asta de
de refacere, reconstituire istorică, chiar în București. Deci pe stradă. Era un spectacol stradal cu Tudor Vladimirescu, cu Panduri Călare, cu cum au intrat ei în București pe calea Panduri. Asta trebuia. Oamenii trebuiau să vadă. Acolo locul a fost limitat. Au fost cât că 300 de locuri. S-a jucat de 4-5 ori, nu mai mult. Costurile sunt imense ca să refaci piesa, să o pui din nou în scenă. Deci, dacă discutăm din punct de vedere al actului artistic, ce spun criticii de artă, și sunt sigur că asta nu poate fi o ratare, deci un eșec, dacă vorbim din punct de vedere al marketingului, al rentabilității, al numărului de beneficiari, aici putem vorbi despre un eșec, și nu este un eșec al teatrului din Târgu Jiu. Această instituție, dacă primește bani, face piese de teatru. Într-adevăr, piesa nu a fost promovată suficient și sunt foarte mulți târgujeni care nu au știut de acest eveniment. Într-adevăr, nu contest că sunt și mulți care nu știau în sine despre evenimentul istoric, dar ca idee, piesa într-adevăr nu a fost promovată și lucrul acesta a fost vizibil. Și chiar dacă a fost promovată, oamenii nu aveau acces, pentru că s-au grăbit repede să dea invitații. Iar e o chestie care mie nu-mi place. Să dea invitații la toți ștabii. Da. Dacă tot vrei să dai niște invitații, fă o pomană, du-te către oameni care n-au posibilități. Sunt niște copii care vor să vadă un act cultural și n-au posibilități. Du-te către niște pensionari care vor să vadă un concert și nu au posibilități. Dar te duci tot la ăia care au bani să le dai invitații, să vină gratuit. Pune Dumnezeu să plătească, să respecte, să învețe să respecte. Dacă plătești un act artistic, înseamnă că respecti. Dacă vii ca Milogu acolo, înseamnă că vii doar așa. Credeți că acest eveniment avea nevoie de bilete care să trebuiască să fie puse spre vânzare? Adică până la urmă vorbim de... La teatrul ăsta, la Tudor Vladimirescu? La ce s-a întâmplat acum cu Tudor cumva, cred că nu trebuia neapărat... Da, fiind o chestie comemorativă la 200 de ani... Asta spun... O aniversare a Revoluției, da, trebuia să fie, dar, repet, stradal, aș fi mers pe alte, s-a încercat ceva, au vrut să facă ceva de efect, nu a reușit. Bine, măcar că au rămas cu niște tehnică la teatru și costume, au cumpărat ceva. Scandalul nu e că e piesa proastă sau e piesa bună, să știți. Sau că s-a cheltuit mult sau s-a cheltuit puțin. Nu, au mirosit unii că pot să îl dea jos pe director și să-și pună odraslele acolo în conducere. Nu, vă spun, vă dați seama că știu mult mai multe din interior și nu doar din interior. Am avut cu mulți dintre cei care contestă acum piesa asta de teatru divergențe mari, pentru că eu când am venit viceprimar am găsit acolo niște probleme la teatru prezentate de Curtea de Conturi. Da. S-a scris la vremea respectivă, am luat măsuri, nu am prietenii, n-am partipriuri cu nimeni. Banul public e ban public. Ai greșit, pleci acasă. Și ne-ați spus foarte multe lucruri care se întâmplă în interior, așa cum dumneavoastră precizați. Și vreau să amintesc un lucru. Ați făcut diferența între politician și un politic. Mă bucur că ați remarcat. Adrian Tudor este omul politic și vreau să-mi spuneți ce face diferența între omul politic și politician. Ce vă spuneam... În inimar și de-a lungul emisiunii. Politicianul este cel care este parvenit, crede că deține adevărul absolut. Omul politic nu. Omul politic tratează politica ca pe o meserie, conștient că la 4 ani cel puțin dă un examen. Corect. Și atunci să învețe să-și câștige votul, nu să-și-l cumpere. Și foarte important, omul politic trebuie să fie în slujba votului, nu sclavul votului. Foarte important. Pentru că vedem că sunt primari care nu iau măsuri cu cei care greșesc, că vai de mine nu mai votează. Dar cu toate astea, România este țara în care nu contează cum votezi, contează cine numără votul. Și acum vin cu o întrebare spre finalul emisiunii, pentru că mă adresez și tinerilor, celor de vârsta mea. Au tinerii exemple pertinente de la care să învețe să fie oameni politici și nu politicieni? La momentul actual? Nu. Nici de la mine. Eu sunt totuși un
nu încă mai spun că sunt un tânăr, un politic care a trăit într-o perioadă în care generația sa a fost denumită generație de sacrificiu. Noi am fost alterați, să știți. Cei care am reușit cât de cât a trebuit să citim foarte, foarte mult despre ceea ce înseamnă politica cu adevărat în țările cu tradiție, în pluripartitism, în democrație și așa mai departe. Nu, eu niciodată nu am avut nici eu modele în politică și nu am. Sunt oameni de la care îi apreciez, chiar din alte partide, de la fiecare iau ceea ce îmi place, ceea ce consider că este constructiv. Suntem în încheiere. În ultimele două minute și mai am o întrebare. Okay. Ce compromis nu ar face niciodată omul Adrian Tudor când vine vorba de politică? Nu aș negocia cu voturile cetățenilor. Nu, asta nu cred că aș face. Mai bine aș pleca acasă. Eu am vrut să plec acasă anul trecut. Când am plecat din PSD. Nu, că m-am întâlnit cu Florin Călinescu și am zis, ia, hai să mergem pe poteca asta, Partidul Verde, un proiect nou, stă Dumnezeu să reușim, mai venim și mai vorbim și de altceva, nu numai de... Vă doresc mult succes de și minerit, sunt sigură că veți reuși. Aveți idei foarte bune constructive. Mulțumesc! Vreau să încurajați și tinerii, pentru că știu că aveți foarte mulți tineri alături de dumneavoastră și lucrul acesta este vizibil, pentru că omul Adrian Tudor, așa cum îmi place să-l numesc după această emisiune, organizează foarte multe proiecte alături de Clubul Rotary, alături de Asociația ADER, proiecte la care vă îndemn să mergeți pentru că sunt evenimente de neratat, așa cum îmi place să le numesc. Dacă îmi permiți, ca să vorbim despre ceea ce urmează, ne-am luat cu vorba și am uitat, pe 11 august Rotary Club Târgu Jiu și Asociația ADER organizează un spectacol al turneului Stradivarius, revine la Târgu Jiu Alexandru Tomescu cu un nou concept de spectacol, Odă Bucuriei, Beethoven, Sinfonia a noua de Beethoven, însoțit de, va fi el și un pianist. Și de asemenea, Clubul Rotary, aici este pe agenda doar a Clubului Rotary în acest moment, va organiza expoziția cu sabia lui Tudor Vladimirescu, pe care o readuc la Târgu Jiu. Spun o readuc pentru că acum 5 ani m-am ocupat de lucrul acesta. Este o sabie de gală foarte frumoasă și vă aștept să o vedeți. Aducem proclamația de la Padeș originală și o expunem o lună de zile în muzeu și cu siguranță vom avea expus și un tablou al lui Teodor Aman, portret al lui Tudor Vladimirescu, cea mai cunoscută ilustrație a lui Tudor Vladimirescu. O să fie un eveniment național la Târgu Jiu, pentru că acum știu că nu ne aude nimeni și vorbim doar noi. Eu mă bazez pe faptul că Rotary România are foarte mari, mii de membri și o să îi invităm la Târgu Jiu să vină să vadă expoziția asta în an bicentenar. De ce? Pentru că vă spuneam la începutul emisiunii. Trebuie să lase banii la Târgu Jiu. Vom continua această emisiune, sunt sigură. Aveți foarte multe să ne spuneți. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în această seară. Vă promit că vom reveni cu detalii pentru că evenimentele pe care invitatul meu din această seară împreună cu cei ce s-au alăturat proiectelor dumnealui le organizează sunt inedite. Așadar, vă mulțumim. Rămâneți alături de EMI TV.